creștină sunt eu? E o întrebare prea complexă, dar pot să zic că în momentul ăsta fac cursuri de dezvoltare spirituală la Centrul Solisis, pentru că am ales să fac asta, pentru că am înțeles că avem nevoie să ne cunoaștem, să ne eliberăm, să înțelegem ce căutăm pe pământul ăsta și să facem ceea ce simțim că ar trebui să facem în interiorul nostru și nu să fim influențați de tot ce se întâmplă în exterior și să mergem așa în duș de valurile vieții. Ca să zic mai multe despre valurile vieții mele, concrete au fost experiențe pe care le-am trăit ca prezentator de televiziune, în mass media. M-am luptat, am rezistat, am reușit niște lucruri, dar care nu m-au mulțumit niciodată cu adevărat. Pe urmă am muncit în business, am fost un manager bine plătit, ambițios, nervos și încercam să le rezolv pe toate, dar înăuntrul meu nu era liniște, nu era pace, nu era iubire și consider că bogăția adevărată am găsit-o în momentul în care m-am oprit să mă lupt și m-am oprit din zbatere și am început să mă uit în interiorul meu și să înțeleg viața din cu totul alt, din cu totul altă perspectivă. Să înțeleg că suntem mult mai mult decât corpul fizic, să încerc să refac această conexiune a noastră interioară cu dimensiunile adevărului, a luminii noastre interioare și a iubirii. Și prin ceea ce fac acum, încerc să ajut oamenii să facă același lucru, același parcurs interior, să se cunoască, să se prețuiască, să se iubească, să se elibereze de mentalitățile care îi strâng, ca niște pantofi care ne strâng, să se echilibreze emoțional și mental. E foarte important să înțelegem că tot ceea ce ne atinge și tot ceea ce este, de fapt, este energie. Și în acest moment o să înțelegem, de fapt, că orice gând care ne trece prin minte este o energie care este în noi. Orice emoție pe care o simțim este o energie care este în noi. Și noi putem alege să ne eliberăm de ce nu ne dă pace și să începem să trăim în bine și în pace interioară. Asta doresc tuturor celor care ne văd în acest moment și tuturor oamenilor. Și mai știu un lucru, că reușesc asta cei care vor asta. Este o singură condiție, să vrei și să înțelegi importanța eliberării tale interioare pe care o poți face doar tu. Nimeni nu poate să facă asta în locul tău.